Și în comuna Secuieni, autoritățile publice locale sunt preocupate de schimbarea aspectului edilitar al localităților componente, deși banii primiți de la bugetul centralizat al statului sunt extrem de puțini și absolut insuficienți. Pentru realizarea obiectivelor propuse a fost nevoie de o atentă prioritizare a investițiilor. N-a fost, nu este și nu va fi greu. Așa e în administrație. Bani puțini trebuie să-i chivernisești, să știi cum să-i administrezi. Dar cu echipa care o am, le-am analizat și reanalizat și le-am așezat ca să împăcăm și capra și varza, așa se spune. Deci, prioritatea a fost învățământul, unde am asigurat pentru tot anul salarizarea, transportul și hotărârile judecătorești. Iar n-aș spune pe punctul 2, dar tot prioritar mi-au fost investițiile care sunt gândite și puse în primă fază pe hârtie, tot pe listă de priorități și puse în practica noastră ceea ce ne-a mai rămas în al treilea an și următorul an din mandatul 2012-2016. Nu e puțin, nu e puțin, am investiții din jur de 9 miliarde jumătate 10. Priorități, reabilitare camin cultural, reabilitare sau mai bine zis la sistem, la iluminatul stradal. S-a avut în vedere o regândire a iluminatului stradal, dar și o restaurare a bisericii din satul Secuienii Noi, care se găsea într-o stare de paragină, lucru inadmisibil pentru un sat de oameni gospodari. Facem o reașezare, o regândire a ceea ce am investit pentru a da comunei o altă imagine. N-aș spune în ultimul rând biserica de la Secuienii Noi, care a fost lăsată, în sfârșit, motivele sunt diverse, puțin în paragină, ne-am așezat, am discutat și cu clero și am intrat în linie dreaptă imediat cum se așează un pic vremea să demarăm lucrările de acoperire în primă fază și ulterior lucrări interioare. Pentru acest lucru am alocat în jur de un miliard în banii vechi, 1,5 miliarde. Nu e mult, dar nici de neglijat. Promisiuni sunt și de la câțiva sponsori, inclusiv discutând cu cei din administrarea cultelor. Comuna Secuieni se numără printre localitățile cu sate numeroase și cu nevoi edilitare uriașe, având de întreținut numai puțin de 140 de kilometri de drumuri de toate tipurile, județene comunale sau sătești. Comuna este mare. Banii ar trebui, știți, cu sacul. Dar încercăm să așezăm și să le punem, repet, în lista priorităților, pentru că nu e de neglijat la 9 sate în componența comunei Secuieni, ca și întindere în jur de 135-140 de kilometri, care înseamnă DC-uri, de drumuri comunale, drumuri sătești, și în întreținere și drumul județene, pentru că avem un drum 157, unde noi avem zilnic microbuzul școlar spre Prăjești și ăla efectiv intră în întreținerea noastră, cu toate că nu este legal. Dar nu avem cum ca să nu facem praf acest microbuz școlar, să-l întreținem, adică să fie în bună întreținere, trebuie neapărat lucrat pe el. Cu doar 15 salariați în primărie față de un necesar de 28, edilul șef de la Secuieni s-a străduit să schimbe fața comunei, apropiind lucrurile față de proiectele cuprinse în programul electoral cu care a câștigat încrederea cetățenilor. Și, pentru toate acestea, n-a primit de la bugetul statului decât ceva sub 3 miliarde de lei vechi. A compensat cu efortul financiar prin a colecta 6 miliarde din taxele și impozitele de la cetățeni. Repet, avem un proiect și demararea unui kilometru de asfalt în continuare celui pe 322 prin proiect european, care o să cuprindă satul Bârjoveni, Unceș, revenire în drumul comunal DC87. Știu eu, repet, și multe alte investiții. Avem un teren. Baza sportivă este de 2 ani de zile funcțională, cum să nu. Da.
Pe proiectul mare începem, demarăm branșarea spre populație de centri funcționalitate, măcar 60-70% anul ăsta. Eforturile sunt suficient de mari privind gândirea și efectiv și partea valorică acestor investiții, dar sunt, și chiar o spun la scenă deschis, eu în general sunt un om modest, să vorbească faptele, nu vorbele. Comuna Secuieni are în componența sa 9 sate, Secuieni cu 1068 de locuitori, Secuienii Noi cu 189 de localnici, Vașta cu 680 de cetățeni și Bocsești cu 109 locuitori. Din componența comunei mai fac parte și satele Budnărești cu 771 de locuitori, Giulești cu 192, Brăjești 124, Uncești 175, Bârjoveni 334, în total 3642 de suflete. Edilii s-au străduit ca localitatea să dispună de infrastructura minimă care să asigure locuitorilor un trai cât se poate de apropiat de cel urban, dar și dispensare medicale, puncte farmaceutice, farmacie veterinară, poliție, poștă, căi de comunicație, gaze naturale, cămin cultural și oficiu telefonic.